Profesoara de la școala generală din localitatea Albota din Argeș a fost bătută de colegul său, profesor de sport, fiindcă a refuzat să-i dea catalogul clasei unde este dirigintă, pentru că avea ședință cu părinții și avea nevoie de acesta pentru a putea prezenta situația școlară a elevilor. Altercația dintre cele două cadre didactice a avut loc în școală, la ședința cu părinții, la clasa unde este dirigintă. Profesorul de sport a venit și a intenționat să ia catalogul, acesta având ore la clasa respectivă. Dascălul, care urma să prezinte situația copiilor, părinților acestora, s-a opus, fiind bruscată și lovită cu cotul în gură de profesorul de sport. De fapt, s-a năpustit asupra mea acolo, nu? Eu i-am explicat, dar nu pot să ți-l las, am ședință cu părinții, sunt părinții de față. M-am dat încă un pas, greșeala mea, dar că puteam să fug în partea asta. Dar am fugit aici... Zic, nu, dar nu pot, l-am mutat catalogul, da? Păi, dar nu pot să ți-l dau, cum să ți-l dau dacă eu am ședință cu părinții? Diriginta a sesizat conducerea școlii și poliția despre incident și spune că este dezamăgită de comportamentul colegului său, Ștefăniță Militaru. Inspectorul școlar general al ISJ Argeș a început o anchetă la școala din Albota. În primul rând, trebuie să vă declar că este un incident stupid, de nedorit. Eu am pretenția ca un cadru didactic să dea un exemplu pozitiv, să fie un model pentru elevii lui și nu să se ajungă la asemenea confruntări la modul cadre didactice să aibă, între cadre didactice să existe violențe. Conflictul a pornit de la catalogul de clasa 5-a pe care domnul profesor de educație fizică și sport Militaru Ștefăniță l-a cerut, deci a intrat în cabinetul de informatică și l-a cerut ca să pună... În timpul ședinței. De ședința... A început în pauza dintre așa și în timpul ședinței domnul profesor a intrat să solicite catalogul de clasa a 5-a ca să treacă niște note elevilor. Profesoara de limba română spune că instanța să-i facă dreptate și susține că nu a greșit cu nimic în dialogul cu colegul ei de educație fizică și sport, iar dascălul acuzat nu a mai venit la școală, anunțând conducerea unității de învățământ din comuna argeșeană Albota că a intrat în concediu medical.